Direcția Silvică Maramureș a demarat campania de împădurire luna plantării arborilor 2019. Primii care au răspuns prezent de mersului autorităților locale de a proteja mediul au fost jandarmii maramureșeni. Ca urmare, astăzi, ocolul Silvic Șomcuta Mare a organizat o acțiune de plantare puieți, activitate la care efective de jandarmi au participat alături de silvicultori și de elevi din cadrul instituțiilor de învățământ din Șomcuta Mare. Au fost plantați aproximativ 6.000 de puieți pe o suprafață de peste 3 hectare de teren. Inspector Fărătoratul de jandarm județean Maramureș a participat constant la astfel de acțiuni ce au ca scop protejarea naturii și refacerea ecosistemului, prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, combaterea braconajului sau acțiuni de ecologizare. Această acțiune are ca scop încurajarea plantării arborilor și asigurarea protecției și conservării fondului silvic și a mediului. Copacii absorb dioxidul de carbon din atmosferă și produc oxigen, astfel că prin participarea la asemenea acțiuni contribuie la îmbunătățirea calității aerului.